faptul în care, pentru felul în care reușesc să fac opoziție față de un PSD demagog, față de un PSD nerealist, față de propaganda unui partid de stânga care altceva decât est nu înțelege. Suntem însă datori față de electoratul din România să aducem Moldova acolo unde acum, în acest moment, este Ardealul. Vorbesc de un decalaj de dezvoltare pe care suntem obligați să-l surmontăm și sunt convinsă că echipa liberală, în general, la nivel național și cea de la nivelul județului Botoșani, vor reuși împreună cu guvernul liberal condus de Dacian Cioloș să facă acest lucru. Eu vă stau la dispoziție cu întrebări alături de domnul profesor Dămeilă pe orice temă doriți dumneavoastră. Domnul profesor, dar dumneavoastră aveți ceva să le spuneți înainte? Ocazia intrării mele pentru prima dată intru și eu în politică și datorită doamnei Golgiu, care m-a lămurit, m-a întrebat cât timp va trebui să vă hotărâți la un reportaj ca să intrați în politică. Și am spus 3 secunde. Eu știu că Partidul Liberal este un partid scris în cartea de istorie, este un partid cu o doctrină foarte bine stabilită, este un partid cu idei liberale care, de când omul a apărut, de fapt, aceste idei liberale, ideile liberale au căpătat o dezvoltare mai mare, să zic așa, când oameni importanți au intrat în guvern în 1868, Cogălnicianu, Fichica și alții, iar Partidul Național Liberal propriu-zis a luat naștere în 1875, deci ceva mai târziu, când deja era consolidată această doctrină liberală. Și ulterior s-a dovedit că conducătorii acestui partid, împreună cu frații Brăteanu, Rosetti și alții, au dovedit că sunt oameni foarte capabili și că Partidul Liberal poate juca un rol hotărător în schimbarea țării noastre. Dacă ar fi venit o altă ofertă din partea altei formațiuni politice, ați fi dat curs acesteia? Dacă ar fi venit alt partid să vă propună pentru prima dată să accedeți în rândul altui partid, ați fi făcut-o? E o întrebare nu grea. N-aș fi făcut-o, fiindcă, drept să vă spun, partidele celelalte au o doctrină mai nouă, mai puțin importantă, mai dezlenată, mai cu oameni mai corupți. Mie corupția nu-mi place. Eu am spus că dacă o să intru în Senat, în Parlament, două lucruri o să caut să le disipesc, să le distrug. Corupția și incompetența. Astea două merg mână în mână. Nu poți să distrugi corupția fără incompetență. Adică ei se subțin foarte bine unii pe alții. Să știu care sunt aceia. Veți accepta să fiți ministru al sănătății în guvernul Cioloș? Veți accepta să fiți ministru al sănătății în guvernul Cioloș? Dacă îmi propun, eu am o experiență foarte mare. Mie mi-a mai propus odată pe timpul comunistului să fiu ministru sănătății. Am refuzat categoric, pentru că aveam o platformă profesională foarte bine pusă la punct și vedeau toate personalitățile la mine, inclusiv din străinătate. Am operat foarte mulți oameni, am fost în consult în oameni din afară, în președinte, în sfârșit. Poate nu e bine să spui numele, că știți, totuși sunt niște secrete profesionale, dar am reușit să fac față cu foarte bine la aceste examene. Fapt care am căpătat încrederea și pe timpul comunismului a persoanelor care erau în perioada respectivă. După 89 am căpătat încrederea și a persoanelor și a guvernelor
care au, și a oamenilor importanți care au venit la conducerea acestei țări. Și ca drept dovadă, nu vă spun mai mult, am fost previat de trei președinți. Emil Constantinescu, Traian Băsescu și anul trecut de domnul Iohannes cu Steaua României. Mi se pare mai dificil politica decât activitatea din... Domnul, este dificilă, activitatea profesională a mea este foarte dificilă. Este chirurgie în care decizia contează enorm de mult. Eu am avut pe mână o secție întreagă și eu trebuia să iau decizii pentru bolți. Să iei decizii, asta e capital, este rolul cel mai important, dar nu numai în medicină, dar în orice domeniu, cred că luarea unei decizii corecte este... Și politicul, da, asta și în alte domenii, luarea unei decizii este extraordinar. Eu, fiindcă am făcut și facultatea de psihologie și am studiat toate aceste procese psihice, dar mai ales decizia care este pusă pe primul plan în activitatea unui individ. Și la activitatea unui individ nu se reflectă prin ceea ce spune, prin rezultatele activității sale, care sunt obiective. Vorbeați de corupție, ne-au luat operat, de exemplu, Filipu Dragnea, dacă a venit la dumneavoastră? Dacă l-ați operat pe Filipu Dragnea, dacă a venit la dumneavoastră. Pe cine? Filipu Dragnea, dacă a venit să-l operați. Doamne, pentru mine nu există politicieni. Eu nu intru. Doamne, ce politică ai? La mine oamenii sunt la fel. Eu îi operez pe toți la fel. Indiferent dacă este penalist, presedist sau alt, din alt partid. Eu am operat oameni foarte mari, miniștri, prim-miniștri și am consultat președinți de stat, nu din țară, de la noi. Am operat din mass media majoritatea, am operat boschetari, am operat și criminali. Cu aceeași corectitudine, vă spun, pentru mine contează omul. Și acest lucru mă va ghida, cred că și în continuare, să lupt pentru binele omului. Încă cred că și celelalte partide, dar sigur că metodele de a pune în aplicare schimbarea României în bine sunt diferite de la unele la alții. Și aici trebuie de cernut anumite lucruri și de văzut a cui partid, sunt mai bune propunerile și ideile. Lista PNL la Botoșanelor a venit puțin schimbată. Cum a reușit domnul Virginia să vă determine? Expertul în administrație, Virginia Zirade, ca să nu facem vreo greșeală, să se impune pe listă pe loc eligibil, aproape eligibil. Lista este opțiune pe care o face filiala județeană cu votul Biroului Politic Național. Asta e lista care s-a votat în Biroul Politic Național cu asta... Da, diferit de cea finale. Schimbată de la București. A venit o opțiune, așa cum spune statutul, din partea Biroului Politic Național, pornind de la propunerea organizației județene. Au fost discuții în Biroul Politic Național, discuțiile rămân în Biroul Politic Național. Dar domnului Dănăilă nu-i plac corupții, domnul Gireade este condamnat. Ce facem? Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să discute în organizația județeană și în partid politic exact ce, care e realitatea. Eu știu așa, că există o declarație pe proprie răspundere, că cazierul fiecăruia din acest județ este curat și vă rog să faceți exercițiul acesta de verificare. Și dacă nu e așa, atunci discutăm. Dar dacă este așa, n-aveți dreptate.